Să fii fermier în România începe să nu mai fie alternativa rușinoasă pentru cei ce nu au reușit la oraș. Mergând din fermă în fermă, pot să vezi acum copii ce își doresc să rămână alături de părinții lor, după ce s-au convins și ei câțiva ani la rând că se poate trăi din această activitate. Și vorba unui fermier, ce domeniu de activitate din România mai e subvenționat? Poate e un fel de a fi al nostru, al românilor, de a ne plânge de lipsuri sau de a ne ascunde rezultatele care, culmea, uneori ne fac mândri. Poate vom trece de momentele în care ne e frică să spunem că ne merge bine și că agricultura merită trăită. Bună ziua, mă numesc Dinuț Adrian, suntem la ferma Sece Tudin. Lucrăm o suprafață de 900 de hectare. Ce-i trebuie unui fermier sau cu ce se poate descurca în lupta lui cu terenul de a-i smulge recolte mai bogate, ferma Tudin poate fi un reper când ne întrebăm ce-ar fi necesar într-o fermă. Avem un clas de 250 de cai, un alt clas mai mic de 100 de cai. Dar de ultimul tractor achiziționat sunt ei mândri. Un Fendt de 360 de cai, ce acoperă în lucru o suprafață de 300 până la 500 de hectare pe an. Și un Fendt care l-am obținut mai de curând are o putere mai mare, 360 de cai, și acoperă o suprafață de 300-400-500 hectare pe an. E însă un tractor care poate da mai mult. Îl exploatează chiar el, se bucură de puterea și de confortul din tractor în cabina sa climatizată. Îl folosește tot anul agricol, la scarificat, la semănat, fiind un tractor universal. Costă în jur de 150.000 de euro și l-a luat cu ajutoruri financiare prin fonduri ale Uniunii Europene. Din experiența mea, eu cred că și lucrările cu plugul trebuie folosite din cauza că pământul trebuie afânat și mai bine și suprafața de adâncimea să fie este mult mai mare. Da, avem o semănătoare, normal, Horș, care poate fi folosită după miriștie, dar lucrările nu sunt efectuate foarte bine și recolta nu este foarte grozavă. La grâu se face între 20 și 25, asta este părerea mea, iar la ogor undeva mai 30 ceva, mai adânc. Când vine vorba de recoltat, el încearcă să adune de pe câmp și ultima boabă și are nevoie de... Două clasuri, care una are o masă de 5 metri, una este de 4,5, care are masă de 4,5 și ne descurcăm deocamdată pentru suprafața care avem de 900 de hectare, sunt suficiente. Cel mai mult am înființat grâu, se înființează și rapiță, floarea soarelui, mai puțin porumb, orz și orzeic. Întrebat care este cea mai dragă cultură, răspunde de două ori. Grâul. Greu. La noi în zonă se obține 3.500-4.000, cum a fost anul trecut. Depinde, exact cum am spus și înainte, de vreme. Cum este de ploioasă, seceta sau... A înțeles că e mai bine să depozitezi înainte să vinzi, așa că... Sistemul de depozitare, acum avem în curs un proiect... silozuri care sperăm să-l facem să termine cât mai repede și să putem depozita. Cred că la porumb și la floarea soarelui ar putea fi finalizat. Doresc să rămân în această fermă alături de părinții mei. Îmi place la țară, îmi place agricultura și consider că este o afacere profitabilă și se câștigă bine.